Polițiștii făceau măsurători în urma unui accident rutier produs pe o stradă din centrul orașului Roman. La scurt timp după ce au început cercetările, oamenii legii au constatat că le lipsește trusa criminalistică. Asta pentru că un bărbat a furat-o chiar de sub nasul lor și a încercat să se facă nevăzut. Da. Pui mâna pe ea, băi, ia ta! Și ce dacă e acolo? Ce grijulie ești tu? Bărbatul de 69 de ani le-a spus autorităților că nu intenționa să le fure valiza, ci a găsit-o pe stradă și voia să o ducă la sediul poliției. Unde o duceați, domnule? Trusa poliției. Unde duceați? Poliția, dar unde e poliția? Păi nu am văzut, că era acolo jos. Dar poliția în orașul ăsta unde este? Eu te-am trecut că aici nu era nimic. Nu ai văzut pe noi așa de mari și ai văzut geanta. Nu, umbri, doar n-am furat-o. Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore. Bărbatul a fost condus la sediul poliției în vederea continuării cercetărilor. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și riscă să ajungă și la închisoare.